explorează-ți fantezia și creativitatea. Dă viață celor mai trăsnite idei inovative. Vino și vezi. Vino și încearcă. O bibliotecă modernă se construiește doar prin eforturi comune și parteneri de încredere și prin participare activă în cadrul comunității. Filiala Transilvania din sectorul Ciocana este una din bibliotecile moderne cu un pas înainte în tehnologiile inovaționale în format 3D. La 26 iulie 2016, Biblioteca Transilvania, susținută de programul Novateca din Moldova, a dat start acestui serviciu inedit 3 Doodle Summer. În așa mod, biblioteca a propus utilizatorilor săi, dar și tuturor doritorilor, să deseneze în 3D, fiind un dispozitiv multirevoluționar. Aici este serviciul 3 Doodle, unde poți desena cu creionul magic. Deci poți găsesc pixul 3D. Da, aici, numai la Transilvania, puteți afla mai multe despre acest creion inedit, care este primul marker în format 3D din lume. Așa că vă rog frumos să luați și voi ăsta unel și puneți aici și la mine aproape. Vedem la bibliotecă din sectorul Ciocana. Și anume la acest serviciu, 3 Doodle, am descoperit o nouă viață, o nouă viață mai colorată. Chiar acum să încerci. Nu-ți fie frică, cu acest pix poți da viață tuturor ideilor trăsnite. Doar aici, la Transilvania, poți să-ți cunoști limitele creației. Lasă frică și încearcă. Actul creării capodoperilor cu 3 Doodle, prin jocuri, ateliere de creație, vor contribui la dezvoltarea creativității și imaginației la copii și adolescenți, dar și la persoanele de vârstă mai înaintată, deoarece s-au format 3 grupuri țintă de creatori în care vor activa 3 categorii de vârstă. Cei prezenți au fost motivați să-și dezvolte competențele necesare în această artă mai deosebită și sunt hotărâți să participe la următoarele activități în cadrul serviciului, pentru că aici, după cum spun ei, au posibilitatea de a explora limitele creației și merită toată atenția datorită simplității sale. Copiii fermecați de creionul magic 3D au creat, au desenat într-un mod și distractiv, singura limită fiind imaginația lor. Ghidați cu mare atenție de voluntarul Mihai Onciu, care își face studiile la Liceul de Arte Plastice Igor Vieru, au mânuit acest creion, care este primul marker 3D din lume cu mare dibăcie. Pe parcursul mai multor activități, cei care au frecventat sunt niște eroi, care au colorat și au dat viață celor mai străsnite idei inovative. Biblioteca Transilvania este un centru informațional, cultural și de socializare pentru comunitatea sectorului Ciocana, cu un nou ritm al societății în utilizarea tehnologiilor inovaționale.